Dependența de jocuri video apare atunci când individul joacă în mod abuziv asemenea jocuri, iar această activitate îi afectează calitatea vieții. Izolarea socială, schimbările bruște de dispoziție și epuizarea sunt adesea asociate cu această dependență. Cu toate că până recent nu a fost recunoscută în mod oficial ca fiind o boală, dependența de jocuri video este o problemă reală a zilelor noastre, tot mai mulți copii și adolescenți fiind afectați de această dependență. Iar semnele și simptomele acestei tulburări pot fi cu ușurință trecute cu vederea și considerate normale. Nu mi se pare ceva ok, din punctul meu de vedere, în loc să te joci, mai bine faci ceva productiv cu timpul tău. De exemplu, poți citi o carte, poți să ieși la o plimbare cu familia, îți poți cumpăra un animal de companie, dar nu sunt de acord. Anul trecut, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut dependența de jocuri ca o condiție medicală și a inclus-o în ultima ediție revizuită a clasificării internaționale a bolilor. Izolarea socială, schimbările bruște de dispoziție și epuizarea sunt adesea asociate cu această dependență. Jocurilor video? Nu. Deloc? Deloc. Ai observat că a devenit o dependență în rândul tinerilor? Exact, foarte mult. Telefoanele, totul a luat o rază. Stau și câte 4-5 ore se joacă. E puțin 4-5 ore. Deci nu ești de acord? Nu, eu... Ar putea să fac alte activități, nu? Corect, bineînțeles. Ceva educativ sau... Există două tipuri de jocuri care creează două tipuri de dependențe diferite. Jocurile video clasice sunt concepute astfel încât să existe un singur jucător care are o misiune. Dependența apare în această situație din dorința de a completa misiunea și de a bate recordul stabilit anterior. Jocurile video, dependența lor. Nu ne plac. Jocurile video sunt special concepute să te facă să te joci cât mai mult. Dependența apare pentru că în timpul jocului creierul este stimulat să elibereze doze mari de dopamină. Stimularea aceasta pe termen lung determină producerea unor modificări structurale la nivelul creierului. Pe de altă parte, mediul creat în jocurile video creează un context confortabil în care jucătorul se simte în siguranță, deținând controlul asupra lucrurilor care se întâmplă. Jocul, spre deosebire de realitate, este de cele mai multe ori previzibil.